Dacă în orașele mari și în capitală oamenii fac rânduri la imunizare, locuitorii de la sate nu se prea grăbesc să-și pună vaccinul. Lipsa de informare și scepticismul sunt principalele cauze pentru care oamenii amână imunizarea. De exemplu, într-un sat nu prea îndepărtat de Chișinău, Zăicana, raionul Criuleni, în exact o lună s-au vaccinat împotriva virusului COVID-19 doar 90 de oameni. În satul Zăicana din raionul Criuleni, campania de imunizare organizată la Oficiul Medicilor de Familie din localitate a început exact acum o lună. Doze sunt suficiente, dar oameni mai puțini. Am administrat 90 de doze, împreună toate vaccinele, s-ar putea și mai bine. Adică, după populația noastră, avem 1500 la medicul nostru de familie și s-ar putea și mai bine. Așa, după cum ne mai spun, au frică. O frică, adică suntem pe Facebook-urile astea și mai este acolo, îi ascultă și au frică. Unii oameni pun la îndoială eficiența vaccinului. Asta deși toate sursele oficiale din întreaga lume susțin că imunizarea este sigură și eficientă. Vrem să vedem cum decurge tot asta. Mai departe, pe parcurs, rămâne de văzut, fiindcă... Suntem de... poate nu s-a primit o cine știe și vaccinul, nu au nădejde. Asta e. Nu sunt informați suficient. Nu sunt informați, nu se. Dar trebuie de vaccinat, alte variante nu e la noi. Comparativ cu Chișinău, în sate nu sunt cos la vaccinare. Lumea vrea să se vaccineze, dar totuși mai așteaptă. Noi încercăm să-i convingem că vaccina nu le face absolut nimic rău. Le creează anticorpi care o să lupte cu boala dacă o să se îmbolnăvească. Eforturile medicilor dau și roade. Astăzi, la Oficiul Medicilor de Familie s-au prezentat câțiva oameni nerăbdători să-și administreze prima doză de vaccin. Unii vor să meargă în vacanță, iar alții vor să încheie într-un final lanțul pandemic. Eu am venit singur și am spus că vreau și apoi m-au anunțat că avem nevoie de dus peste hotare. Pur și simplu... am luat așa o hotărâre că trebuie. Vrem să plecăm la mare. Unde la mare vreți să mergeți? La Bulgaria. Fără vaccină nu ne permite să intrăm. Ei care nu cred să stau acasă, nu vin. Dar care vor să trăiască, să vină, vin la vaccină. Cred că e normal, deci nu. Nu poate să fie rău. Deci nu poate să fie rău, dar deci nu trebuie să fie rău. Noi trebuie să... să luptăm și e bine. Noi chiar am hotărât să ne vaccinăm, pentru că nu se știe pe mâine cum a să fie alt virus, tot spun, ba alte rădăcini, ba alte ședa. E ce să nu oprim o dată epidemia asta, că nici nu-ți poți vedea copiii care pot să vină acasă, de pățăi nu pot să vină acasă să vadă bolii. Da. Și poate ne duce și noi la dânșii. Dar poate să împunătățe și situația în țara asta. Poate să gândesc că și mai ăștia care în vârstă să gândesc că... nu mult avem de trăit și să gândesc că poate nu trebuie să ne vaccinăm, poate ești tineri mai mult să vaccineze, dar totuși noi ne gândim și noi, vrem să mai trăim, vrem și noi o viață, până la urmă, sănătoasă. Sunt și vârstnici optimiști care vor să revină la viața obișnuită. Dar eu știu cum spuneți, trebuie depus. Dar cum credeți? Că poate depus. Și mai bine, nu? O să vă duceți să vă vaccinați? Asta mă duc. Dar ce să nu mă duc și ce e bine pentru noi, să mergem înainte, mai putem lucra. Menționăm că începând din iunie, sute de voluntari de la Crucea Roșie vor merge prin satele Moldovei pentru a-i informa pe oameni despre eficiența și importanța vaccinării anti-COVID-19. Tinerii vor răspunde la toate întrebările cetățenilor și vor încerca să distrugă miturile și informațiile false despre imunizare.